Jurnaliștii Antena 3 au reușit să vorbească cu bărbatul uitat de autorități într-unul dintre blocurile din Timișoara în care s-a făcut deratizare cu o substanță letală. Pensionarul le-a povestit jurnaliștilor că cineva i-a bătut la ușă, însă a crezut că este administratorul blocului, așa că a decis să-și vadă liniștit de somn. Bărbatul și-a dat seama că a rămas singur în bloc abia când a ieșit să-și cumpere o pâine și a dat nas în nas cu polițistul care păzea ieșirea din bloc. Îngrijorat, omul legii a chemat o ambulanță care l-a transportat pe pensionar la spital pentru investigații amănunțite. Din fericire, bărbatul se află în afara oricărui pericol. Unde ați stat în toate zilele astea? Acasă a stat. Am știut că prea afectați nu suntem. Am bănuit eu așa din propriile simțământe. Ați dormit aici? Da, am dormit și aici. Și cum ați dormit? V-a fost teamă? Bine, bine, liniștit. Nimic deosebit. S-a bătut la ușă, dar am crezut că m-am derutat, practic. M-am derutat. Dar nu v-ați uitat la televizor când e somn mai bun și o să dați cu toate, deci. Ați rămas singur în blocul acesta? Nu știam. Ați fost închis în bloc? Practic n-am știut. Am stat în casă, am dormit la televizor și n-am avut probleme. Și polițistul era uimit când v-a văzut? Da. M-a surprins. Credea că e blocul gol. A fost ceva derutant. Și până la urmă, de ce ați ieșit? Ați mers la cumpărături sau cum de ați ieșit da, atunci? Da, cumpărături. Deci... Ce nu mai aveați în casă? Pâine. Deci dacă mai aveați pâine, ați mai fi stat o zi în casă. Da.